După cum vedeți, sunt fericită pentru că mă plimb liniștită în Parcul Cismigiu. Dar și dumneavoastră mergeți cu mine la o plimbare. Vă invit într-o comună specială. Discutăm cu primarul pentru că are cu ce să se laude. În comuna Pădureni, județul Vaslui. Haideți! Haideți! E, domnul primar, cum ziceam, să vedem la fața locului câteva din obiectivele despre care dumneavoastră mi-ați vorbit. Unde... Da. Zice să mergem mai întâi, văd aici biblioteca. Biblioteca Mihai Eminescu, unde vă spuneam noi că... Foarte bine arată, cel puțin de afară și sunt convins să vedem și în interior dacă... ce am reușit noi să amenajăm. Biblioteca Mihai Eminescu. Spiritul acestui genial poet al nostru, Mihai Eminescu. Da, exact, așa este. Am văzut într-o arhivă la Episcopie, la Huș, că Mihai Eminescu, când era revizor școlar, a fost la zona asta, Pădureni. Oh. Oh. Chiar că aveți extraordinar de multe cărți, ele sunt structurate așa pe domenii, domnul primar? Acum urmează, angajăm bibliotecar, am scos postul la concurs. Uh-huh. Pentru că în sfârșit... N-aveți în momentul ăsta bibliotecar, dar a fost, eu știu că era. A fost bibliotecar, o perioadă când biblioteca nu avea spațiu adecvat, nu a mai avut, acum avem un organigramă și am scos postul la concurs, deja avem 3 candidați, uh-huh. Va fi concursul și vom avea... Sunt aici din localitate? Da, avem și din localitate și din Huș, uh-huh. Care vor să vină să lucreze la pădure. Cartea îl ajută mult pe om și fără îndoială ar fi trist ca... tinerii copii din comuna Pădureni să uite să răsfoiască o carte. Dar în școli aveți și calculatoare? Absolut, și cabinet, peste tot. Și copiii nu înclină mai mult către partea aceasta electronică? E adevărat, dar IT. Trebuie să îmbine și asta, eu zic că nu. Ar fi păcat să rămână numai în fața calculatorului. Eu zic că ar fi nemaipomenit să fie așa, exact. Și nu întâmplător întreb, pentru că, în general, tineretul înclină către partea cealaltă. Li se pare mai comod să... Da. Eu știu să iau informație de acolo decât dintr-o carte să citească. Da, referitor la ce m-ați întrebat de calculatoare, vreau să fac o precizare care ne face cinste. Primul cabinet de calculatoare a fost la Pădureni în 99 cu ajutorul Asociației Viticultorilor din DVI Elveția, care ne-a ajutat să modernizăm centrul cultural, să amenajăm o sală de gimnastică la școală, să facem acest cabinet de informatică și să reabilităm o școală la Vălei. Păi înseamnă că ați fost printre primele localități care a beneficiat de așa ceva. Da. Că atunci, în anul ăla, era... De atunci începuseră așa discuții pe tema asta, ca să doteze școlile cu astfel de... Da. De se făceau echipament. Și cursuri de inițiere în domeniu. Am făcut și cu cei din administrație locală, cu tineri din sat. S-au făcut cursuri în cadrul școlii. Doamne. Și asta ne-a ajutat. Cine ar crede din altă parte a țării, nu vorbesc neapărat din zona aceasta a nord-estului țării, în zona dumneavoastră, cine ar crede că într-o localitate ca Pădureni, aici, la margine de țară, se pot realiza atât de multe lucruri? Iată că este posibil, grație oamenilor care păstoresc aici, repet, îmi place să spun lucrul ăsta, să folosesc termenul ăsta, grație acestor oameni, grație dumneavoastră, unor oameni ca dumneavoastră care au reușit să implementeze atâtea... Da, m-am străduit, mi-am dorit totdeauna să atragem orice oportunitate care ar înnoi în viața oamenilor ceva. Văd că din primii pași pe care îi faci în Pădureni, oricine ar face-o, își dă seama de sufletul oamenilor, de ceea ce poate realiza un om aici împreună cu comunitatea. Da, mi-am fost alături, iată, vă dau un alt exemplu aici la Muzeul Casa Bunicilor. L-am amenajat, dar acum au început toți să se ofere, să aducă lucruri care cred ei că de vechi, de patrimoniu, țesături, războiul de țesut, alte obiecte de uz casnic. Și în casa bunicilor cui? Casa bunicilor este un muzeu, noi am cumpărat o casă, am amenajat-o exact cum arată o gospodărie din Pădureni de câțiva ani în urmă. Și vrem să fie un fel de un suflet al pădurenilor. O istorie locală în acest loc. Deci interior de casă, curte țărănească și toate celelalte
dotări ale unei gospodării. Frumos, frumos să ținem minte și astfel legătura cu trecutul, cu istoria noastră, prin astfel de obiective pe care dumneavoastră, iată, le-ați realizat la pădure. Da. Vă propun să mai mergem, da, nu? Da, sigur, vă invit. Și asta e grădinița. Grădinița care chiar cam înnoit, patru sate, copii din patru sate vin aici. Cum vin? Cum vin? Au mijloace de transport? Avem trei microbuze școlare. Niciun copil din comuna Pădure nu vine pe jos. Iar cei de la școala gimnazială vin din cele șapte sate. Niciun copil nu vine pe jos. Domnul primar, în grădinița despre care mi-ați vorbit atât de frumos în primărie și pe drum până aici, alături de celelalte obiective, parcă am și emoții să intru printre copii care sunt dragii noștri, prunții ăștia nemaipomeniți și nevinovați. Și pentru mine este un loc de emoție, întâlnirea cu copiii, copilăria. Iată-i, atât de mult mă bucură. Bună ziua, copii! Bună ziua, bună ziua. Uite, colega mea deja este printre ei, iubește foarte mult copiii. Larisa, te rog frumos. Așa este, n-am rezistat să nu mă infiltrez așa printre copii, pentru că sunt niște copii foarte isteți. Mai întâi aș vrea să vorbesc cu doamna educatoare. Bună ziua, bine v-am găsit. Bună ziua, bine ați venit. Eu mă numesc Grecu Cristina și sunt educatoare la grupa mare. Câți copii aveți înscriși? La grupa mare avem înscriși 18 copii, dar sunt prezenți mai puțin, deoarece sunt răciți. Așa este, primăvara, sunt răcelile prezente și la copii. Văd că aveți și un decor primăvăratic foarte frumos amenajat. Le schimbați în funcție de anotimp, de sărbători? Sigur că da, sigur că da. În fiecare anotimp îl schimbăm pentru diverse sărbători. Acum ce ați pregătit primăvara? Ce ați învățat pe copii? Ce am învățat? Am învățat povești, am învățat despre florile specifice anotimpului de primăvară, activitățile ce se desfășoară în anotimpul de primăvară și de-abia suntem la început. O să mai discutăm pe parcurs. Eu am aici un copăcel foarte frumos. Văd că scrie Andra. Cine e Andra de aici? Cine este Andra? Andra? Vii la mine? Ia spune-mi, ce ai făcut tu aici? Un copăcel. Și ce are copăcelul pe el aici? Flori albe și roze. Și pentru cine l-ai pregătit? L-am pregătit pentru ziua mamei. Pentru ziua mamei, foarte frumos. Dar cineva mi-a șoptit că știi și o poezie frumoasă pentru ziua mamei, așa este? Da. Și poți să mi-o spui și mie? Da. Ia să te auzi. Cuvântul mamei e un cuvânt cum nu e altul pe pământ. Ea mai luminoasă ca o rasă, ea viața noastră în acasă. Nu-i nici leara, cosuzeara, așa frumoasă cum e mama. Mama cel din tâi cuvânt, ce-l învățăm a spune, e cel mai mândruxit și cel mai iubit nume, fiind cea mai dragă, mai bine și mai bună. Bravo, foarte frumos! Mai știi altcineva o poezie? Haide, vino și tu! Cum te cheamă? Teodor Ionuț. Ionuț, haide să ne uităm acolo la cameră, să te audă și mami ce poezie o să-i spui tu. Poți să-i spui? Da. Sunt mic, măicuță dragă, dar tare te iubesc, că cât întreg pământul aș vrea să-ți dăruiesc, dar din întreg pământul cât ochii-ți cuprind, o floare am cules cu dragă să o întind. Am să-ți sărut obrajii la pietri când mă vei ține și mânești în ua o dignă pentru mine. Foarte frumos, mulțumesc! Puteți să dansați în continuare, pentru că știu că i-ați învățat și ceva dansuri. Sigur că da, am învățat un vals, un vals pentru primăvară. Felicitări pentru ceea ce faceți aici și la cât mai multe activități frumoase de acum înainte. Și Larisa, nu pot rezista să nu spun, să nu completez și la ceea ce ai spus tu mai devreme și ce ai întrebat-o pe domnișoara educatoare. Cred că copiii vin și de dragul educatorilor, pentru că știu să se poarte cu ei, sunt ca adevărate mame, nu? Așa este, trebuie să fim o a doua mamă pentru ei. Și de multe ori mă confundă cu mama și în loc de doamna spun mama. Da, minunat. Sunt niște copii nemaipomeniți. De fapt, ca toți copiii de altfel, dar cu atât mai mult cei cu care se lucrează, mă deosebit, nu? Eu oricum fac ceea ce fac, o fac cu suflet și când vin la grădiniță mă gândesc, nu mă gândesc că sunt doar niște copii, mă gândesc ca și cum ar fi copiii mei. Și din moment ce privești lucrurile în așa mod, lucrurile se desfășoară într-un mod deosebit. Și gândind așa, cu siguranță ai și succes în activitatea cu copiii, în toate privințele și în ceea ce privește cultura lor generală, dar și ceea ce trebuie să învețe specific vârstei lor. Așa este, așa este. Bun, mulțumim foarte mult, Larisa. Continuăm.
continua, doar că știu că pe lângă grădinița aceasta foarte frumoasă, în care copiii, iată, încă dansează, domnul primar vrea să ne mai ducă și în alte locuri, așa că propun să plecăm de aici, să le spunem la revedere copiilor. La revedere, copii! Pa! La revedere!